găsit la știrile din sport, echipa locală de Liga a 3-a, Avântul Reghin, se pregătește intens pentru debutul returului de campionat. Primul meci este programat pentru 6 martie, dar până atunci au loc partide de pregătire și pe partea administrativă a clubului există pregătiri pentru retur. Acestea constau și în lucrări de renovare. Avântul Reghin este aproape de fluierul de start al returului de campionat Liga a 3-a. Primul meci al reghinenilor este programat pentru data de 6 martie, dar până atunci echipa dispută câteva meciuri de pregătire sub coordonarea profesorului Ovidiu Mărginean. Confruntarea cu echipa de Liga a 3-a din Miercurea Ciuc s-a încheiat cu o victorie categorică a celor din Reghin. Am reușit să definitivăm lotul chiar zilele acestea. Avem câteva transferuri, câteva persoane care au părăsit lotul și eu zic că va fi bine. Am avut sâmbătă un meci de pregătire la care echipa a reușit să învingă cu 4-0. O echipă clasată pe locul 4 în Liga 3-a, dar într-o altă serie. Din returul de campionat, publicul reghinean va avea parte de condiții mai bune de a urmări meciurile, datorită renovărilor efectuate la tribună. Lumea apreciază ce s-a făcut, puțin nemulțumit că sunt și persoane care încă mai pun piciorul pe scaunul din față sau mai deteriorează unele scaune. Sper să nu fie foarte multe aceste acte. Vom stabili oricum, încă nu este exact, dar vom stabili un regulament de ordine interioară prin care vom prevedea cum vor fi recuperate astfel de pagube, dacă vom vedea cine le face. Planurile Consiliului de Administrație sunt să amenajeze și alte suprafețe de joc care să fie utile și grupelor de copii, dar pentru păstrarea tot ceea ce s-a realizat este nevoie de sprijinul spectatorilor. Încercăm să punem un pic de ordine și în rândul spectatorilor și să îi rugăm pe calea aceasta, prin dumneavoastră și noi personal la club, să aibă grijă de investiția făcută, pentru că a costat foarte mult și avem nevoie încă în continuare să folosim banii pentru crearea unui teren de antrenament, probabil și terenul cu suprafață artificială, pentru că avem nevoie. Avem la club și 4 grupe de copii care participă la competiții, iar ducem lipsă de terenul de antrenament. Următorul meci de pregătire al reghinenilor de la Avântul va avea loc sâmbătă, 28 februarie, pe stadionul municipal. Vine echipa Sepsi din Sfântul Gheorghe.